Bun venit la Trește Sănătos! Astăzi vă propun o temă extrem de interesantă, zic eu. Copilului meu nu-i cresc dinții. De ce și ce avem de făcut? Ne va lămuri invitata noastră, doamna doctor Oana Florea, medic stomatolog. Bine ai revenit, Oana! Bine v-am regăsit! Sunt destul de multe cazuri pe care le întâlnești, copii cărora, iată, nu le cresc dințișorii? Nu foarte multe cazuri, dar sunt situații și trebuie să clarificăm puțin despre ce dințișor vorbim. Există dentiție de lapte și dentiție definitivă, dentiția permanentă. Noi avem două rânduri de dinți, ca să spun așa, și se consideră la dentiția de lapte perioadă normală de creștere, erupție în primul rând, erupție dentară, reprezintă migrația dintelui din maxilar către exterior și ieșirea lui la suprafață, ca să ne înțeleagă părinții. Dacă în dentiția de lapte, această erupție se petrece aproximativ între vârsta de 6 luni și 2 ani, 2 ani jumate, se consideră erupție întârziată, depășirea acestei perioade normale cu circa un an. Dacă dințișorii apar, să spunem, cu 2-3 luni mai târziu decât ar scrie la carte, este încă în limite fiziologice. În dentiția definitivă, iarăși avem anumite perioade de erupție. Se întinde erupția dinților definitivi între 6 ani și 25 de ani, erupția molarului de minte, dacă în situația în care acesta apare și l-avem. Iarăși vorbim în erupție întârziată dacă depășim un an de zile. Acum, în funcție de în erupțiile întârziate fiziologice, adică atunci când nu depășim acest an de zile și totuși părintele își face griji, ce se întâmplă? I-a căzut, să spunem, la dinții definitivi, a căzut dintre de lapte de 2, 3, 4, 5 luni și uite că nu iese nimic acolo. Sunt situații diverse. Se poate ca dintele de lapte să fi fost scos prematur, adică prea repede. Ne-am grăbit, l-am scos sau copilul s-a lovit și atunci gingia în zona, odată că mai durează până dintele definitiv iese, coboară la nivelul gingiei, se poate ca pe acel loc chiar gingia să se întărească, spunem noi, se fibrozează, se îngroașă puțin mai tare și atunci nu mai are putere să o străbată, dar rare ori se întâmplă chiar să ajutăm noi acolo cu o mică incizie. Sau mai auzim, Oana, că nu există mugure. Astea sunt situațiile foarte rare, dar există și ele. Asta se cheamă anodonție. Ai dinte de lapte, dar nu-ți crește dintele permanent. Exact, nu-l ai, pur și simplu. Deci aici vreau să ajung că dacă totuși erupția asta se tot întârzie și vedem că au trecut 6 luni, 8 luni, la un moment dat și în funcție de vârsta copilului și discutând cu părintele, decidem dacă facem o radiografie și atunci se vede exact dacă acolo există sau nu mugurele definitiv al dintelui respectiv. Dar știm din ce cauze pot apărea astfel de situații? Adică, nu știu, s-a lovit copilul? Nu. Sau s-a întâmplat ce anume de nu-i crește dintele definitiv? Din ce cauze pot apărea? Dacă acel mugure nu există, el nu s-a format și efectiv e posibil să fie avut o situație familiară similară, adică este o chestiune moștenită, nu are legătură cu un traumatism. Formarea mugurilor începe chiar în viața intrauterină, deci nu are legătură cu loviturile în perioada copilăriei. Și nici cu stilul de viață, dieta mamei, a luat ceva interzis? Nu. Te întrebam în sensul dacă poți preveni. Nu poți preveni. Există anumite întârzieri patologice chiar în cadrul anumitor sindrome, de exemplu sindrom Down, în anumite avitaminoze, anumite afecțiuni generale care pot avea în acest context și erupțiile întârziate sau chiar anodonții dentare. Dar, în genere, vorbim, părinții de obicei se sperie când văd o situație de genul acesta și, în general, avem întârzieri fiziologice, adică dintele va apărea. Bun. Ce este de făcut? Părintele observă, tot în numără săptămânile, lunile, când se alarmează și ar trebui să meargă la medicul stomatolog? Păi el ar trebui să meargă la medicul stomatolog oricum cel puțin de 2 ori pe an cu copilul, începând cu vârsta de 2 ani, așa cum am recomandat totdeauna și recomand părinților, și atunci împreună cu pedodontul sau medicul stomatolog curant hotărăsc dacă fac o radiografie, dacă este momentul să se vadă dacă există acel mugure sau nu și dacă există, ce facem ca să
putem să-i dăm voie să apară la exterior. Uneori chiar nu este spațiu, de exemplu. O altă situație, dinții sunt prea înghesuiți, dintele nu are loc unde să iasă și atunci trebuie să apelăm la un medic specialist ortodont care să ne creeze spațiu pentru ca dintele să apară pe arcadă. Bun, sunt deci situații primul diverse. Pas ar fi să mergem cu micuțul nostru la controle stomatologice periodice, da. Atunci când este cazul, când observăm întârzieri și la recomandarea medicului stomatolog radiografia dentară. Exact. Și apoi, în funcție de ce spune această radiografie, urmat planul de tratament. Exact. Dar oricum nu ne culcăm pe ureche și spunem copilul este prea mic, vorbim fie de dinți de lapte, fie dinți pe care oricum îi schimbă, lasă că are timp să rezolve problemele stomatologice. Exact, nu este bine. Recomand și totdeauna am insistat a merge cu copilul la stomatolog, așa cum mergem la pediatru care ne vede copilul periodic și ni le evaluează, să spunem. Așa trebuie să mergem și la medicul stomatolog și să avem o legătură foarte strânsă cu el. Mulțumim pentru sfaturi și te așteptăm să revii. Mulțumesc. Rămâi cu noi la Trește Sănătos, avem multe să-ți povestim și să învățăm împreună.